Pe lista de achiziții a municipalității pentru perioada următoare sunt 15 minibusuri destinate rutelor cu mai puțin călători. La capitolul tramvai, autoritățile vor reabilitarea lor, iar până atunci călătorii vor trebui să mai suporte condițiile care lasă de dorit. Iar mor de frig, vara mor de cald. În tramvai cum e? Miros urât, cum să... Nu... Eu, dacă aș avea un mijloc de transport să mă plimb cu altceva, cu mașina, și asta m-aș duce. Cum vi se par condițiile din mijloacele de transport în comun? Bogatnice. Deci, în primul rând, noi ar trebui ca cetățeni să avem cât de cât bun simț și să ai curat. Chiar dacă sunt noi, în scurt timp, în o lună de zile, deplorabile. Cum ți se par condițiile din mijloacele de transport în comun? Destul de bune. Bine, acceptabil. Ar trebui cumpărate unele noi, reabilitate acestea, ce părere ai? Reabilitate acestea. Iar în câțiva ani, parcul auto al regiei de transport s-ar putea moderniza și mai mult. Dacă vor obține fonduri europene, autoritățile locale intenționează să cumpere mijloace de transport în comun cu motor electric. Deși sunt mai scumpe, nu poluează. În etapa următoare vom achiziționa și tramvaie și tot ce ne trebuie pentru transportul în comun, autobuze cu motor electric, pentru că doresc să promovăm autobuzul cu motor electric în următorii ani, din fonduri europene nerambursabile. În urmă cu aproape o lună, municipalitatea a finalizat caietul de sarcini pentru reabilitarea 30 de tramvaie. Se va înlocui caroseria, vor fi montate scaune noi și sisteme de climatizare, iar călătorii vor putea naviga pe internet. Toată investiția va fi suportată din bugetul local al primăriei.